sporturile pe care le-am practicat eu în viața mea. De multe ori ești poate la o limită foarte, foarte strânsă între a câștiga sau a pierde. Și cred că indiferent cât ești de lovit, trebuie să crezi în tine, să ai speranță și să nu renunți niciodată. Această medalie pentru mine este la fel de importantă ca și centura de campion mondial la profesioniști. A fost primul titlu câștigat în viața mea, primul titlu de campion național. Mă puneam în pat seara și visam că o să câștig acest titlu. O dăruiesc din toată inima pentru copii. Și eu am aflat că există acest program de testare genetică pentru copiii bolnavi de cancer și este un mare avantaj că este un program gratuit. Copiii trebuie să simtă că sunt susținuți și pentru asta cred că ar fi important să ne implicăm toți în această luptă, să le dăm speranță copiilor. Împreună putem deveni campioni ai speranței.